Alături de oficial, la ceremonia funerară au venit și sute de cetățeni care fie l-au cunoscut personal sau de la televizor. Toți îl țin minte ca un om cu suflet mare și neconflictual. Cei care l-au cunoscut și-au amintit cu drag de anii tinereții când au muncit împreună. Am avut onoarea să lucrez cu dumnealui. Pe atunci eram șef de protocol la Ministerul de Externe și l-am acompaniat în vizite și vă spun, l-am cunoscut. Rolul lui în istorie este bine de determinat și eu cred că toată națiunea, tot poporul nostru o să-l ține minte. A fost un discipol al domnului Snegur pe timp când făceam studii la Institutul Agricol din Chișinău. L-am cunoscut foarte bine și cunosc și parcursul vieții lui. A avut o viață foarte interesantă, foarte zbuciumată. Condoleanțe fiului, fiicei, cunosc, el e din raionul Florești, eu tot sunt din raionul Florești. Tatăl meu a lucrat cu el într-un colhoz când a fost președinte. Voi să vă zic un moment, eram studentă prin anii 80 și tatăl meu venea la mine cu geantă, ne aducea de aleguri. S-a întâlnit cu Mircea Snegur pe stradă și Mircea Snegur l-a salutat. Când a devenit președinte, tatăl meu zice, ăsta e Mircea Snegur care dădea mâna cu fiecare om. Foarte fixat. Oamenii cred că Mircea Snegur a fost unul dintre principalii politicieni care au pus bazele independenței țării noastre. Păcat că nu a trăit mai mult el. Temelia adevăratei independențe. Toate evenimentele au fost un moment critic când a fost puciul din Rusia și Mircea Snegur a chemat tot poporul să iasă în stradă, să apărăm democrația. Și a luat angajamentul, responsabilitatea și a declarat independența Republicii Moldova. Credem că foarte bine o procedat și l-am susținut mereu. Ce are un merit extraordinar pentru istoria noastră națională, în primul rând că a acceptat toate documentele Parlamentului și vizând democrația și liberalizarea Republicii noastre. A fost un adevărat moldovean care era așa de bun că omul bun nu poate să schimbe situația între răi și între capsâni și între hoțomani. Prin decret prezidențial, ziua de astăzi a fost declarată zi de doliu național. Toate drapelele au fost coborâte în Bernă, iar mai multe site-uri oficiale au fost colorate în alb-negru.